Salutare, salutare! Facem un clip astăzi. Amestecăm aici, în așa fel încât să ne iese o infuzie tare făinuță. Bun, despre ce e vorba? Păi, părul meu este tern, obosit, nu mai are ținută, nu mai are absolut nimic după ce ieșim din iarnă, în așa fel încât o să-i fac un spray. Poate fi folosit și pentru clătirea completă a părului, dar se poate pune într-un pulverizator și să pulverizezi părul după spălare, după clătire, după șamponare. Pulverizezi minunea asta peste. Ce avem noi aici? Eu am pus la infuzat, i-am luat farfurioara de peste, tocmai ca să vedeți voi. Ceai mate. Și dacă vă amintiți voi de ceaiul mate pe care l-am luat mai de mult, am făcut și un clip cu ceaiurile respective. Așa arată ceaiul mate. Este un ceai atât de bine miroase, de nu puteți să vă imaginați. Mi-am făcut și mie, bineînțeles, un ceai înainte. Într-un pliculeț de genul ăsta, se găsesc de cumpărat, am pus o măsură de ceai mate și 100 de mililitri de apă. Aici avem altceva. Avem 50 de mililitri de oțet de mere. Nu miroase a nimic, este oțet de mere pur. Bun, amestecul nostru, pentru ce va fi util? Va fi util, în primul și în primul rând, să-ți facă părul să strălucească. Veți avea un păr strălucitor, mătăsos, va prinde viață și pe lângă asta, pentru părul cărunt, va șterge tenta, bineînțeles, prin aplicări repetate, va șterge tenta aceea de cărunt urât, griul ăla mat și va avea o reflexie către nuanța naturală a părului. Aș putea să vă povestesc până mâine despre proprietățile și ale ceaiului mate și ale oțetului de mere, pentru că, bă, sunt extraordinar de bune. Ambele, atât pentru păr, au vitamine, minerale. Deci, după cum spuneam, ajută la îndreptarea părului firului de păr. Și încă o chestie foarte importantă, având vitamine și minerale, întărește și rădăcina firului de păr și nu mai cade părul atât de tare. Ce să vă mai vorbesc eu despre minunățiile astea? O să vă dau imediat și doze și ingrediente și... Da, se pot bea, inclusiv împreună, le amestecați și luați o linguriță pe stomacul gol dimineața. Face minuni. Despre plantele medicinale și despre terapia cu plante medicinale pot să vă vorbesc zile în șir. Nu este neapărat un un lucru nou. Și asta pentru că, în primul și în primul rând, oțetul de mere. După cum am spus, oțetul de mere are vitamina B, vitamina C, are potasiu și are extrem de multe beneficii pentru păr, echilibrează pH-ul, bineînțeles, și asta ajută enorm de mult. De asemenea, exfoliază scalpul și îl curăță. Adică nu o să mai aveți mătreață în primul și în primul rând. Deci de asta este foarte bun oțetul de mere și pentru capacitatea de exfoliere este responsabil acidul alfa-hidroxiacid. Deci acidul alfa-hidroxi. Îndepărtează, bineînțeles, celulele moarte și, bineînțeles, previne mâncărimile. Există foarte multe persoane care, datorită, în primul și în primul rând, a șamponului folosit, au mâncărimi la nivelul scalpului. Ierba mate. Ierba mate, la fel ca și oțetul de cidru de mere, sau oțetul de mere,
Are enorm de multe beneficii datorită vitaminelor și mineralelor pe care le conțin și care îmbracă efectiv firul de păr. Așadar, amândouă sunt mai mult decât suficiente, fără uleiuri esențiale, fără nimic altceva, pentru a avea un păr strălucitor. Eu o să-l folosesc și pentru cele câteva firicele de păr alb pe care le am. Bun, avem 50 de mililitri de oțet de mere și eu m-am făcut aici o cantitate mai mare, 100 de mililitri per total, dar este suficient o cantitate de 50 de mililitri, parte în parte. 50 de mililitri pentru 50 de mililitri, o măsură sau o linguriță plină cu vârf de ierba mate. Așadar, după ce le-am infuzat foarte bine. Vai, ce bine miroase! Deci eu sunt efectiv fascinată. Așa? Le-am lăsat să se răcorească și le-am adăugat peste oțetul nostru. Acum o să-i adaug 10 picături de ulei esențial de lavandă. Se poate și fără. Puteți să adăugați rozmarin. Așa? Am zis 10 și am pus 5. Deci vă dați seama cât este de obosită. Bun. Și acum o să îl turnăm. O să amestecăm foarte bine și o să-l turnăm într-o minunăție. O să vă mai pun câteva rețete pentru păr. Pentru că, da, părul meu chiar are nevoie acum. Iarna e destul de afectat și atunci așteptăm primăvara și o să îl reînnoim fără să tăiem din el. Nu am tăiat decât vârfurile, sper că se vede. Ok, așa. Și după ce am spălat părul, amestecăm foarte bine, așa. După ce am spălat părul, ce frumos miroase de la uleiul esențial de lavandă. Eu am avut lavandă bulgărească, restul de ceai o să mi-l beau, mi s-a cam răcit. Nu e extrem de simpatică problema, dar o să-l reîncălzesc și o să îl beau. Bun. Ceaiul mate îți dă enorm de multă energie și îți întărește capacitatea de concentrare, ceea ce cred că este esențial pentru o persoană ca mine. Bun. Îl shakerim bine, așa, și le aplicăm pur și simplu pe părul nostru înainte. Ce frumos miroase. Înainte de a-l usca. Bun. Ați văzut cât este de simplu și dacă ați ști cât de multe beneficii are. Asta este tot. Ierba mate o găsiți în toate magazinele care au ceaiuri și pe magazinele online. Pentru mine, care sunt o băutoare de ceai, este ceva pe care îl caut frecvent și, bineînțeles, îl găsesc și îl folosesc cu mare, mare drag. Asta este tot pentru astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu. În felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. V-am pupat!